Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 9. Și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 14 până la 29 inclusiv. Pasajul acesta se intitulează Vindecarea unui îndrăgit. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în împrejurul lor și de cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat: despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl aducă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au dus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui: câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis: duh mut și sur, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Marcu relatează această întâmplare mai detaliat și mai viu. Ceea ce ne surprinde puțin, pentru că nu se potrivește cu stilul lui, de obicei foarte succint. Locul unde s-a petrecut această întâmplare este o așezare aflată la poalele muntelui Schimbării la față. Nu ni se dă numele ei, așa cum nu ni se dă nici numele muntelui Schimbării la față. Unii sunt de părere că ar fi fost vorba despre muntele Tabor, unde mai târziu se va construi și o biserică. Alții cred că a fost vorba de un munte care făcea parte din lanțul muntos situat în vecinătatea Cezareei lui Filip. Pentru că mărturisirea lui Petru și vestirea patimilor Domnului Iisus aduseseră loc în ținutul acela. Însă nu numele muntelui este important, ci evenimentul care s-a petrecut acolo și care a avut ca scop întărirea Domnului Iisus și a ucenicilor lui în vederea patimii care se apropiau.
Din slava multului schimbării la față, cei trei ucenici împreună cu Domnul Iisus s-au coborât în cel mai adânc necaz. Nu este acesta un simbol și pentru evenimentele din viața noastră? Necaz și slavă. Umilire profundă și experiență deosebită cu Dumnezeu. Acestea ne însoțesc adesea pe cale. Petru, Iacob și Ioan, împreună cu Domnul Iisus, au ajuns la ucenici și i-au găsit înconjurați de mult noroc. Ceea ce ne spune că era o regiune foarte populată, probabil în mod deosebit cu evrei. Acolo se aflau și niște cărturari, ceea ce înseamnă că în regiune se afla și o sinagogă. Și după obiceiul lor, cărturarii i-au provocat la o discuție pe ucenici. Fără Domnul lor, ucenicii se aflau însă în inferioritate. Apariția Domnului Iisus a stârnit uimire. De îndată ce a văzut norocul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la El să-i se închine. Domnul Iisus devine acum centrul atenției. Expresia să-i se închine poate să însemne în același timp să-i ureze bun venit și să-i povestească noutățile după cum se obișnuiește în Orient. Ce va face Domnul Iisus? În versetele următoare ne este prezentată lămurit situația. Domnul Iisus nu s-a mulțumit cu ceea ce i-a istorisit norocul. Și el vrea să știe exact. De aceea îi întreabă pe ucenici. Despre ce vă întrebați cu ei? Sau altfel spus, despre ce anume vorbeați? Vedem aici că Domnul Iisus dă dovadă de multă chipzuință. El este un model desăvârșit pentru noi și în privința aceasta. Cât de des judecăm cu asprime terțe persoane, fără să le oferim posibilitatea să ne prezinte lucrurile din perspectiva lor. La întrebarea Domnului Iisus, ucenicii au tăcut rușinați și încurcați. Și un om din noroc a răspuns Domnului. Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Ni se oferă aici încă o dată exemplul că la Domnul Iisus trebuie să mergem cu necazul nostru. Dacă El binevoiește să apeleze la oameni ca să ne ajute, este treaba Lui. Noi la El trebuie să mergem cu necazul nostru. În continuare, ni se descrie întreaga istorie a necazului acestui om, al copilului său, unicul lui copil, moștenitorul și nădejdea lui de mai târziu, potrivit cu ceea ce ne spune Luca în 9:38. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. Orice medic de specialitate ar recunoaște după aceste simptome boala numită epilepsie. Însă aici nu este vorba despre un copil epileptic, ci despre un copil îndrăcit. Apoi, tatăl adaugă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Domnul Iisus nu poate fi înlocuit pur și simplu de ucenicii Lui. Cât de des îi vedem pe ucenici neajutorați. Oamenii vin la ei cu necazul lor și ei nu sunt în stare să-i ajute. Replica Domnului Iisus la rugămintea Tatălui nu este în niciun caz liniștitoare sau prietenoasă.
Dimpotrivă, o exclamație plină de indignare, în care amărăciunea se amestecă cu lamentarea profetică. O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Șederea printre ei devenise o povară pentru el. Cu greu mai putea să-i suporte. Și de aceea a întrebat, până când vă voi suferi? Când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, cred că și-a rotit privirea peste toți cei de față, chiar și peste ucenici, făcându-i să se simtă zdrobiți sub privirile Lui. Care a fost motivul pentru această exclamație plină de indignare? O, neam necredincios! Desigur că necredința pe care a întâlnit-o Domnul Iisus în cadrul generației din vremea Lui. Dacă ucenicii ar fi avut credință, l-ar fi putut ajuta pe tatăl acesta îndurerat. Dacă acei îndurări ar fi avut credință, nu s-ar fi certat cu ucenicii, ci ar fi ajutat și ei. Dacă tatăl ar fi avut credință, atunci n-ar fi fost nevoit să spună mai târziu, ajută necredinței mele. Dacă norocul ar fi avut credință, n-ar fi stat acolo atât de neajutorat și nehotărât. În punctul acesta, locul central îi revine credinței. Prin credință suntem mântuiți. Prin credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos pe care l-a trimis El. Credința aceasta este ținta Evangheliei. Pentru omul credincios, șederea printre oameni necredincioși devine un chin sufletesc și spiritual. Prin urmare, exclamația Domnului Hristos, O, neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, este exclamația de indignare a celui Sfânt nevoit să stea printre cei păcătoși. Cu toate acestea, Domnul Iisus vrea să ajute. Aduceți-l la mine, le-a zis el ucenicilor și tatălui acelui copil. Ceea ce înseamnă că acel copil îndrăcit, era ținut undeva la oarecare distanță de Domnul Iisus. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârfolea făcând spumă la gură. Încă o dată vedem că intenția duhurilor rele este aceea de a distruge omul. Cu cât omul se depărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult crește puterea și influența duhurilor rele. Probabil că norocul se aștepta ca Domnul Iisus să alunge imediat duhul acela rău. Însă lucrurile se petrec cu totul altfel. De la versetul 21 la 24, tema principală este credința. O temă care, de la exclamația Domnului Iisus, O, neam necredincios, devine subiectul principal al discuției. Iisus a întrebat pe Tatăl Lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Domnul Iisus pare că nu se grăbește. Chiar inițiază o discuție. Și tatăl i-a răspuns. Din copilărie. Durata lungă a bolii face ca vindecarea să pară aproape imposibilă. În continuare urmează o izbucnire cutremurătoare a tatălui. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne.
Tatăl nu se încredea de plin în Domnul Iisus. Cu toate acestea a vrut să joace totul pe o singură carte și să încerce și cu Domnul Iisus să vadă dacă va putea face ceva. Iisus i-a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Cu alte cuvinte, Domnul îi spune, problema nu este dacă eu pot, problema este credința ta. Dacă Tatăl ar fi avut credință, toate ar fi fost cu putință pentru el. Ar fi putut să mute până și munții. În orice caz, Domnul Iisus are o asemenea credință în Tatăl. Și de aceea, pentru el totul este cu putință, chiar și vindecarea acestui copil îndrăgit. Să nu ne gândim însă să-l judecăm cu asprime pe acest tată, ci mai degrabă pe noi înșine să ne judecăm cu asprime. De câte ori în viața noastră ne-am dat dovadă că ne lipsește credință. Ce experiențe minunate am avut cu Dumnezeu dacă am avea cu Dumnezeu, dacă am avea o credință mai mare și mai profundă. Aici trebuie să facem loc unei scurte meditații biblice despre credință. În Biblie, credința nu este o performanță eroică. Nu este nici de cum o performanță, ci o încredere simplă de-a dreptul copilărească. De aceea și este suficientă credința cât un grăunte de muștar care mută munții. Atunci, tatăl a izbucnit în lacrimi și a zis, cred, Doamne, acum totul depinde de el, de tatăl. Și de aceea spune, cred, Doamne, însă el recunoaște că nu crede suficient în Domnul Iisus și sinceritatea lui radicală se vede din afirmația următoare. Ajută necredinței mele. Abia după această discuție decisivă despre credință, Domnul Iisus se hotărăște să ajute. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat. Cuvintele acestea ne spun că Domnul Iisus, împreună cu Tatăl, copilul și copilul, formau un grup aparte, probabil împreună și cu ceilalți ucenici. Vedem că Domnul Iisus n-a dorit să se afle în mulțime și acolo să-și etaleze puterea Lui miraculoasă. Cât de grijuliu a fost Domnul Iisus în privința aceasta de a nu alerga după slava Lui, după slava care vine de la oameni. El a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh mut și sur, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. În această poruncă se cuprind două porunci. Exorcizarea și interzicerea întoarcerii Duhului necurat. Niciun Duh necurat nu se poate împotrivi poruncii divine. Și mai departe citim. Și Duhul a ieșit țipând și scuturând cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Țipetele și convulsiile Duhului necurat ne arată revolta Lui și în același timp ultima Lui împotrivire. Tot așa, Domnul Iisus la cea de-a doua Lui venire va porunci puterilor satanice potrivnice Lui Dumnezeu, adică morții, diavolului,
anticristului și prorocului mincinos. Prin urmare, Marcul 9:26 este un simbol al biruinței escatologice. Dar Iisus, copilul a fost atât de epuizat încât părea mort. De aceea mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Vedem aici că Domnul Iisus nu a depins în niciun fel de verdictul mulțimii. Când toți îl credeau mort pe copil, el a întins mâna, l-a ridicat și copilul a stat în picioare, în mijlocul mulțimii, ca un semn al biruinței Domnului Iisus. Vedem aici că totul depinde de mâna lui întinsă. De câte ori în viața noastră, în situații disperate și fără mângâiere, nu întinde Domnul mâna ca să ne ridice din nou. Personal am trecut prin această experiență și astăzi mă rușinez de puțina mea credință de altă dată. Această întrebare se încheie cu o întrebare pe care ucenicii au pus-o Domnului Iisus. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Aici ucenicii ne oferă un exemplu frumos. L-au luat deoparte pe Domnul Iisus, nu i-au pus întrebarea aceasta în gura mare ca să audă toți. Desigur, i-au făcut aceasta și pentru că se simțeau rușinați din pricina neputinței lor. Și Domnul le-a răspuns. Acest soi de dragi nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Prin urmare, rugăciunea este mijlocul prin care pot fi scoase duhurile necurate. În manuscrisele vechi, rugăciunea este însoțită și de post, probabil și în cel original. Însă, pentru că postul apare ca un sprijin al rugăciunii, sensul nu se schimbă prea mult prin adăugarea postului. Prin urmare, răspunsul Domnului Iisus poate fi formulat și altfel. Cine se roagă cu credință, poate să scoată duhuri necurate. De asemenea, vedem aici deosebirea radicală dintre Domnul Iisus și ucenici. Domnul poruncește cu autoritate și duhurile rele îl ascultă și se supun. Ucenicii însă trebuie să se roage. Ei depind, ei nu au putere de stăpânire asupra demonilor. Ei depind în totul prin ascultare de Domnul lor. Ne aducem aminte de pățania feciorilor lui Sceva, care măcar că au făcut-o în numele Domnului Iisus, au poruncit acelui duh necurat să iasă afară în loc să se roage. Și rezultatul îl cunoaștem cu toții. Domnul să ne ajute să fim conștienți că suntem dependenți de El în totul prin ascultare. Amin.